Ziua națională sărbătorită cu fast la Alba Iulia. Manifestările au început cu Marșul Unirii organizat în trecut de studenții basarabeni aflați în țară. Patrioți veniți din toate colțurile României au admirat parada militară la care a fost prezent și premierul Nicolae Ciucă. Oamenii s-au adunat în fața gării din oraș după care au pornit în marș spre cetatea Alba Carolina pe un traseu care trece prin centrul orașului. La parada au participat peste 800 de militari cu tehnică terestră și aeriană. Trupe și tehnică de luptă, printre care și lansatoare Haimer, s-au defilat între Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan și Hotel Cetate. De asemenea, a fost organizată și o masă populară cu 7.000 de porții de fasole cu cârnați și ciolan în piața cetății și în curtea Universității din Alba Iulia. 15 bucătari și-au unit forțele pentru a prepara cele mai bune bucate la Ceaun. Ziua se va încheia cu un spectacol de artificii și pornirea iluminatului de sărbători.